Trăim într-o lume în care nu știm cât o să mai reziste publishing-ul clasic pe hârtie. Adică deja sunt foarte multe alte posibilități online în care te poți exprima. Presiunea de orice fel nu ajută unui proces creativ, indiferent că e vorba de scris, de muzică sau, nu știu, și de lucruri mai... Creativitatea asta nu se manifestă doar în artă. Cumva avem nevoie de ea în multe alte lucruri. Nu știu, când îți faci un proiect pe o temă științifică. Dar presiunea, da, nici cea din exterior, nici cea pe care ți-o pui singur. Și acest gen de încrâncenare trebuie acum, mamă, sunt... Ce prost sunt că nu mi-a venit o idee și încep să te autoflagelezi. Și asta, sigur că da, îți face mai mult rău. Într-adevăr, e bine să iei și o pauză. Uneori o pauză ajută în care să faci altceva. Asta presupunând că lucrezi deja la ceva și că te blochezi și nu mai știi cum să continui. Și cu cât stai mai mult și încerci să-ți torci creierii acolo și începi să te superi pe tine însuți că nu reușești, cu atât mai rău va fi. E mai bine să te duci să te plimbi, să asculți muzică, să vorbești cu cineva și să te relaxezi și uneori, da, bine, mie mai vin ideile în vis. Uneori. Ajută să și dormi uneori. Pentru mine, cel puțin, cred că ajută să nu te presezi foarte mult când nu ai idee. Pentru că atunci când începi să încerci să scoți ceva de la tine și să te limitezi și să... E ca și cum ai un chibrit și încerci să-l aprinzi în loc să te calmezi, să iei tante și să vezi eu situația lumea acela. Când începi să zici, ok, în momentul de față n-am nicio idee și nu te mai gândești la ce să fac, atunci încep să-ți vină toate ideile. Aveți vreun sfat pentru adolescenții mei care vor să publice și nu știu cum să facă acest lucru? Da, e destul de complicat cu publicatul. În primul rând, n-aș grăbi chestia cu publicatul până la un moment în care ești destul de matur să și, adică mă refer la publicatul ăsta clasic al cărții pe hârtie. Însă, din fericire sau alții ar zice din nefericire, trăim într-o lume în care nu știm cât o să mai reziste publishing-ul clasic pe hârtie. Adică deja sunt foarte multe alte posibilități. Cumva singura validare în momentul ăsta, așa, în establishmentul literar și în lumea literară este, da, cartea pe hârtie asta îți oferă ție validare, ești scriitor că ai o carte. Însă, cred că voi știți mai bine decât mine că sunt foarte multe alte variante online în care te poți exprima. Da. Ar vrea să vă întreb care este cartea dumneavoastră preferată sau dacă în perioada copilăriei sau adolescenței aș citit o carte care să facă să credeți că nu o să mai simțiți niciodată același lucru și care rămâne inedită și am foarte multe cărți preferate, dar acum pățesc cumva cum pățesc și cu melodiile, pentru că sunt atât de multe și fac cât o fixație pe o melodie sau o formație, o ascult o săptămână și apoi uit și vine următoarea. Asta e pentru că avem un exces de informație peste tot, dar cumva mi se pare că adolescența e perioada în care ești cel mai permeabil. Și atunci, adică acum rar pot să spun că ceva îmi schimbă viața, că citesc o carte și m-a făcut praf, mi-a schimbat viața. Însă am avut în adolescență, pentru că atunci ești foarte crud, ești foarte fragil emoțional, ești foarte deschis și ai așa un mod în care absorbi foarte mult și foarte puternic, aproape ca o febră. Și a fost o astfel de carte care pot să spun că m-a marcat pe mine și m-a dus în niște zone și cumva m-a făcut să mă și gândesc că asta mi-aș dori să fac. A fost momentul în care l-am descoperit pe Mircea Eliade și am citit romanul Adolescentului miop și pe mine m-a fascinat destinul și, nu știu, ardoarea asta extraordinară pe care o punea omul ăsta încă de mic în a-și urmări drumul. Probabil că acum am încercat să mai citesc după ce am citit multe alte cărți și mi-e greu. Unele lucruri e bine să le lași la vârsta la care au fost, dar a fost o carte care a avut un impact foarte, foarte mare asupra mea. Sunt foarte mulți autori pe care i-am adorat și care au avut o influență majoră. Adică, de exemplu, în momentul în care am descoperit literatura sud-americană, acest realism magic din America de Sud al anilor 70, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa în principal, pentru că i-au revoluționat modul de a spune povestea și când am descoperit, destul de târziu de altfel, adică eram deja adultă cumva, nu am citit cărțile astea când eram foarte, foarte tânără, când am descoperit acest
faptul că poți să te joci cu o poveste și poți să o spui în orice ordine vrei și în orice fel. Când am descoperit narațiunea liniară, non-liniară, fragmentară și postmodernă, a fost un moment în care am zis, wow, deci poți să faci ce vrei cu povestea, nu trebuie să o pornești doar de la a fost odată ca niciodată. Aia a fost un moment și atunci mi-a plăcut foarte mult și am început să mă joc și eu în ceea ce scriam, cu schimbarea asta de perspectivă, cu nu știu, diverse, cum să le zic, nu știu, introducerea așa de referințe și de subtext și de metatext și de toate lucrurile astea. Mi-au explodat mintea când am început să citesc. Și am zis că e, na, literatura poate fi mult mai, mult mai diversă și mult mai interesantă. Atunci v-aș întreba eu pe voi. Voi ce citiți? Ce vă place să citiți? Ce gen? Cum vă alegeți cărțile? Citiți pe hârtie? Citiți pe telefon? Citiți cum? Care sunt obiceiurile voastre de lectură? Ce vă interesează? Place foarte mult să citesc ficțiune, de când am ajuns, după ce am citit pe măsură ce am crescut, după ce am ajuns la literatură mai avansată, să spun așa, am ajuns să citesc foarte mult de clasic. Și acolo m-am plăcut. Și îmi place foarte mult să citesc cărți clasice, mai ales pe hârtie, pentru că mi se pare că te poți concentra mai mult decât citesc pe hârtie. Și îmi place foarte mult stilul lor în care se scrie. Și cum la alegeți? Mergeți la librărie și după ce la alegeți? După TikTok? Țineți cont de recomandări? Nu știu, TikTok? Habar n-am. Pe unde vă luați informația? Da. În general, după recomandări mă duc sau mai am cont pe Goodreads și automat pe ce dau rating la o carte, îmi recomandă cărți care ar putea să mă intereseze după rating și așa. Și cam așa, altfel. Dar uneori chiar și pur și simplu cărțile care mă atrag vizual. Copertă. Da. Dar nu e o modalitate foarte ok, dar cred că până la urmă și coperta contează. Păi de asta să nu trec și designerii în afaceri de oferte cât mai atrăgătoare. Da, coperta te atrage. Da. Eu sincer să fiu, nu pot să spun că sunt atât de povesti, dar nu știți. Deși sunt destul de pretențioasă cu ce citesc, adică am coduri foarte obscure de alege, dar am observat că, în general, aleg cărți bazate pe melodii. Pentru că mie îmi place să explodez foarte mult muzica, am ajuns să fac muzica și ajung să dau de cărți care au fost, de exemplu, bazate pe melodii care au fost, de exemplu, bazate pe o carte sau care au legătură. Care au legătură. Poți să-mi spui și mie? Avem Cioane Șarat Pușca, spre exemplu, de Trambul, care se cunță în Pinsul, după care a fost făcut și un film, și Metallica a făcut o melodie în 1980 și Little Dan. Și este bazat pe o și după o carte, și mai avem de la him o melodie numită Dark Light, așa, Dark Light din 2005. Însă, cartea are un titlu mai complicat și un pic exact unul despre o fetiță care, adică acțiunea se întâmplă undeva la 1800, care ajunge să fie bolnavă de ciumă și este abandonată într-un spital. Wow, nu știam despre asta cu Metallica, oricum am văzut că e un revival al formațiilor din anii 80-90. Nu-mi dau seama de unde. Împreună inspirăm tinerii din România.